Dragă, este ora 7:38 AM, 6 iulie 2022. Peste 14 zile o să fie ziua în care a murit mama săracă, acum 11 ani, 2011. Eu mă uit aici la Richard Wurmbrand, dacă zidurile ar putea vorbi. Din 45 minute și 11 secunde am văzut 20 de minute și 34 secunde. Sunt la Tertulian Langa, preotul meu greco-catolic. Și o să spun ceva. Părerea mea e că Richard Wurmbrand cu soția, chiar și copiii, nu? Băieții aia, ei au fost, cum să zic, ca și Sfântul Iov din Cartea Iov. Deci, un om care, oameni care au pierdut tot, ori trăit în nenorocire, și pe aia Dumnezeu le-a dat iară tot. Nu în sensul neapărat că au plecat din țară, nu de asta e vorba. Iar de altă trebuie să plece, dar în sensul că a ajuns iară împreună și liber sau cum să zic, familie și toate astea. Ce vreau să zic, mai mult decât atât, eu cred că el a fost arestat cam în 48, el cel puțin, așa mi se pare, în 48 zice ce a fost arestat. Nu, eu cred că au fost arestați și asemenea oameni, Richard Wurmbrand, Sabina Wurmbrand, Traian Dorz, când a fost arestat și el. Și el a fost arestat 2 ani și în anii 80. Când a dat Biblie de care am făcut eu ucenicia de copii. Da? După aia, ăsta, Nicolae Moldoveanu, sau oameni ca Tertulian Langa, sau Ortodox, sau mai știu eu ce, Călugări, uite, ăla, Calciu. Oameni din ăștia, Bartolomeu Anania. Deci oameni puternici, oameni care nu-i duceai cu preșul. Aia știau scripturile, știau credința, nu îi luai că dacă îi băteai, gata, nu mai credeau în Dumnezeu. Și se văd aici niște parabole, de exemplu, un anchetator îi scuipă în gură lui Wurmbrand. După aia, la un moment dat îl bat, măr, zice el, Wurmbrand, și după aia toarnă găleată cu apă, după aia îl bat, înțelegi? Aici sunt niște coduri. Eu cred că anchetatorii și-au dat seama, domnule, trebuie să facem, bine, securitatea, trebuie să facem politica sovietică, să-i luăm pe România și să-i facem praf, unguri, turci, ce erau ei, și ideea e așa că, vor zice, domnule, dacă luăm numai oameni simpli, ăștia mor aici, să înțelegi, joacă halaripul și se duc, dar de-aia trebuie să băgăm preoți, trebuie să băgăm pocăiți, trebuie să băgăm evrei, turci, imami, ce-o fost. Și astfel, ca să dea speranță, să vadă țăranul ăla, sau unul care a fost poate nazist, poate a fost nu știu ce, să vadă că, uite mă, cum, vreau să văd ce zice un pastor când își dă cu ciocanul peste degete, cum îi bacul ăla, nu? Deci vreau să văd ăștia, toți deținuții ăștia, având eroi ăștia, uite, să spune acum, Sfântul Închisorilor, Valeriu Gafencu și mai știu care. Deci, toți ăștia văzând, uite, Arsenie Boca, nu? Văzându-i pe ăștia, pe mahări, în credință, că românii sunt cam toți credincioși, cel puțin dacă ești închis, românul găsește credință. Steinhardt, nu? Nu. Deci, astfel, ori putut, dacă asemenea genii duhovnicești, ori intrat în închisoare, ori suferi, nu? Și după aia s-or dus seara acasă, când s-or dus și după 20 de ani, dar ideea e că atunci țăranul zice, bă, și eu pot, bă. Înțelegi? Pentru că țăranul are diferență față de intelectual, de preot, de pastor, de omul ăsta, de pocăitul ăsta, de orasă, de sate, de comun. Pentru că țăranul poate să zică, mă, am fost umilit. Eu nu mai pot să fiu om. Cum a zis bunica mea, după ce a divorțat amândoi, eu de bunicu, o zici că ea nu mai merge în Livadia, că păți rușine, se duce la hațe cu fata, cu mama, Valeria, că ea nu poate să întoarcă în sat, că o păți rușine. Înțelegi? Deci țăranul așa gândește. Și de astfel, și în același timp vreau să mai spun ceva. Eu cred că să țigneau oamenii simpli în închisori, fără acești preoți care nu erau prin bisericile pustii, apoi agrico-catolici, care au ajutat pe mari mahări,
de la Sighet, nu? Maniu, Mihalache, tot ăia. Patriciu, nu Patriciu, cum îl cheamă pe ăla, liberalul ăla. Și ce vreau să spun? Păi că... numai puțin, fac o pauză. Să beau mai multă apă. Oamenii simpli au găsit credința, ba chiar au ajuns la mare credință, adevărată credință, în acele închisori, și nu s-au întors distruși. Au fost și care au fost la Pitești și au ajuns iarăși oameni. Sunt. Poate că au fost un pic mai unii, mai recalcitranți, dar nu, părerea mea e că nu trebuie să, n-ai pe cine să te superi. Asta se întâmplă probabil periodic, dar cumva tot mai ușor, știi? Uite, să tot plângea oamenii că nu vine Țepeș, că nu știu ce, să taie capul la oameni, să-i bage în țapă. Nu. Asta era mentalitatea. Deci acum noi am înțeles ce înseamnă, câtă suferință e și nu mai oamenii de acum, nu mai convine să condamnăm așa oameni. Acum, din cât înțeleg eu, un stat, în special România, dea reîntoarcerea omului, oricare ar fi el și orice ar face, să se întoarcă iară pe calea cea bună și lucruri din asta. Nu? Sau, uite, m-am tot gândit la islam, știi, deci, dacă râzi de islam, acum nu știu, patru soții, se pare mult, dar dacă râzi de un islamic, că crede anumite lucruri, de fapt, desconsideri Biblia, nu doar Coranul, pentru că avem în Coran, în Biblie, în Biblia veche, în Vechiul Testament, Iacov a avut două soții, Avram a avut două soții, cine? Moise. Moise s-a căsătorit cu, cum cheamă pe aia frate, Iocheved? Țipora? Cred că Țipora, da. Că știu din film, din Prince of Egypt, s-a căsătorit cu Țipora și zice că după ce a făcut toată treaba aia, în fine, și-o mai luat lui Vasile. Și nu se știe, ăștia, comentatorii, predicatorii zic, bă, ori o fi murit Țipora, ori nu o fi murit. Nu se știe. Și apoi ăsta, Avram, eu zic, nu, eu nu susțin așa ceva. Eu nu sunt de părere, dar zic că e în Biblie, înțelegi? Nu zic nici că e bine, nici că e rău. Sunt unele cazuri, nu știu ce să zic. Înțelegi? Dar vreau să zic ceva. Zice că Avram, deci, s-o căsătorit, era cu Sara. Bun. După aia zice, uite, domnule, că eu nu pot să fac copii, uite, să facă Agar. După aia a făcut și Sara, o izgonit-o pe Agar. După aia a murit Sara, Agar era plecată cu copilul ăla mare, cu Ismael, nu? Nu mai erau împreună. De fapt, Ismael a venit. Ismael a venit cu Isaac, că ei erau singurii fiile cunoscuți de Avram și au rămormântat pe tatul lor, nu? Dar ce vreau să spun? Că după aia zice că Avram și-a luat și alte soții după ce a murit Sara și că și dă o listă în Biblie cu mulți fii pe care i-au avut el, mă. Dar pe aia, pe toți, eu trimis de lângă fiul său Isaac, numai ăla era. De fapt, asta era moștenirea lui Silo, nu? Înțelegi? Cum zic? El era specialul ca să ducă neamul mai departe. Da? Restul, nu? Nu, și ca să revenim. Deci ideea e că, știi cum e? Eu cred că oamenii au zis, bă, și-au dat seama, probabil, românii, că e o nebunie, temița asta. Deci atunci să luăm, să închidem și oamenii ăștia serioși, adică care înțeleg lucrurile. Probabil de-aia au luat și doctor și tot felul de oameni din ăștia, așa, nu numai preoți, așa. Și atunci, efectiv, a fost mai ușor ca omul simplu, omul luat din Brancea, să nu știu pe unde, de la câmp, să întoarcă iar acasă demn. Pentru că e foarte important asta la omul simplu, înțelegi? Un intelectual poate să zică, cum zicea Baudelaire, eu sunt poet, nu mă interesează de voi, scriu ce vreau. Dar un om simplu nu poate să spună asta. Trebuie să ducă la biserică, trebuie să, dacă se spovedește, vai, că stă pe amul la spovedit, să zic, babele, ce se face ăla acolo atâta? Nu? Și ideea e că
Eu cred că, bineînțeles, nu a fost ușor, vreau să zic de ei. Nu zic că au fost ei niște securiști. Ei au fost, într-un fel, era un fel de, cum e, simbioza la anumite animale sau în lumea plantelor. Stau lichenii cu alga, nu? Și fac un, o chestie. Pentru că, efectiv, au văzut că au nevoie de niște oameni. Nu cum era tipul ăla care a zis că a fost un om, un țăran sau un nu știu ce era el, un tip foarte tare, l-au venit anchetatorii pe el, a zis, bă, vă rup gâtul, bă. Efectiv, l-au omorât. Așa știu, am citit, bă, Memorial Durerii. Era un tip. După aia spune la Vrancea, tot în Memorialul Durerii, acum nu fac, eu încercăm să înțelegem lucrurile, nu să ne mai revenim toți. Aici nu cred că e un lucru, aici e o chestie de har, nu cea Schopenhauer, să crezi în Dumnezeu, cine e victimă și mântuit. Și poate să fie și un torționar mântuit, dacă se zmerește. Dacă mai lasă bâta deoparte, mai ia și el Biblia sau o carte. Dar ce vreau să spun? Nu, aici nu trebuie să se neapărat să umilească, vai că eu sunt, că eu am făcut. Eventual să roage Domnul, nu cerem noi să umilească el în fața noastră. Dar ce vreau să spun? Ideea e în felul următor. Și de fapt, securiștii mor mult mai mult decât victimele astea de detenție sau de temniță. No, și ce vreau să spun? E că deci nu, asta a fost. Au durat, deci din au început închiderile, hai să zicem, teoretic din 44, dar nu, se zice că prin 47-48 și-au ținut până în 64. Și pentru că i-a eliberat, am mai spus, deci a fost omorât. Deci, bosul a pus osul, capul, craniu, pentru niște nenorociți în închisori. Acum nu, s-a spus că el a avut interes, împreună cu Partidul Comunist, sau cum era, citoresc, ca să intre în Națiunile Unite, în ONU, neputând dacă avea deținut politic, dar cred că fi vrut să aibă și motiv să elibereze. România fiind o țară mică, bine că a făcut colectivizarea. Ungurii nu au făcut nici măcar colectivizarea prea bine. Au făcut numai 10%. Noi și vreau să spun că oamenii ăștia, efectiv, au fost o școală, unde spune. Nu? Spuneau că au învățat. Unii au învățat matematică, unii au învățat filozofie, dar a fost o școală a supraviețuirii și ca să supraviețuiești, să vă dau un exemplu. Cartea asta, mai vorbi despre ea. Canțoniere, nu? Poate vi se pare o plictiseală, dar de fapt aici este o poveste. Se vorba de un călugăr. Omul ăsta n-a fost poet de profesie, a fost un călugăr. Contemporan cu Dante, dacă înțeleg eu bine, la 1300-1200. Și el ce-a zis? Dom'le, eu sunt călugăr. Eu vreau să mor om normal. Dar în canoanele călugăriei. Zice, atunci ce să fac ca să rezist psihic în lumea asta? Să n-ajung nici homosexual, nici curvar, nici nenorocit. O zis, uite, știu ce o să fac. Că, nu, el era și cărturar, scria pe latinește, cartea asta sunt italienește. De asta e așa mare că a început limba literară în italian. Zice, îmi găsesc o stăpână, îmi găsesc o doamnă pe care eu să-i spun niște versuri în care să-i spun că o prețuiesc, nu știu cum, că nu știu cum, și să-mi exprim ideile mele față de ea. Să am așa iluzia că nu sunt singur. Asta da tot. Zice cartea asta în... până la moarte. Poezii. Eu scris sonete. Asta da tot. No, asta este ceea ce au făcut oamenii în închisori. Era la Radu Gir, săracul, ăla făcea versuri, mai făcut și Nichifor Crani și alții. Și trebuie să mai spun, eu asta e un aspect care mai vreau să spun. Eu vreau să susțin un lucru. Un om care devine torționar, ori se pocăiește, chiar dacă aparent nu o face, dar au ei niște metode să iască și ei, că
Nu, nu pot. Și dacă se pocăiesc, nu pot să se pocăiască fățiși, nu? Că după aia ar fi concediat. Că și e închis sau ar fi concediat, să nu? Trimiși acasă. Dar au ei niște metode, cum v-am spus, de scuipatul la în gură. Păi spune în Evanghelie că Iisus Hristos a vindecat un mut și i-a scuipat în gură. Iisus Hristos a scuipat la în gură ca să vorbească. Și mutul a vorbit. După aceea, chestia cu botezul. Deci asta se întâmplă. Deci, te duci acolo cu toți oamenii ăia, se uită tot la tine din 5 sate, ea te bagă în apă, te usucă și pe aia te pun să să uite la tine. Să le mai și vorbești. No, deci, e un fel de a-ți da și poate și curaj. No? Și ce mai vreau să spun? Ce-i făceau la Nichifor Crainic, Nichifor Crainic a fost un fel de Blaga, era de nivelul lui Blaga el, dar nu. El era prea ortodoxist, așa. Dar oricum era un om ca lumea. Dar era, nu, cu ortodoxia, cu... După aia a luat-o cu legionari, dacă înțeleg bine, bine. Dar era un om sensibil. Și el, efectiv, spunea chiar Richard Wurmbrand, în cartea lui, cu Dumnezeu în subterană, că lui era foame, mă. Lui și lui, ăsta, lui, cum îl chema, Doinaș. Lui și lui Ștefan Augustin Doinaș. Era foame. Doinaș, și că a făcut închisoare numai un an. Dar, zicea el, nu l-a reușit să... Dar asta cred că a făcut mai mult. Dar și el a ieșit mai repede. Pentru că el a făcut un fel de pact cu securitate. Trebuie. Nu, sau cu statul, nu? A început să mai scrie din alea. I-a băgat iar în pâine. Și pe ăsta, pe Nichifor Crainic, la cantină, toți știm cum arată o cantină la România, nu? Cum e la hotel, e și la închisoare. Acela sistem. No, acolo la cantină venea rândul și trebuia să-i dea o borș, fasole, ce mai dădea. Și ăsta se ducea să mai ceară. Nichifor Crainic și cred că și, nu știu dacă și dădea, în fine. Dar chestia e că Doinaș și cu Crainic vreau să se elibereze. Spuneau ei că se elibereze. Și îi spuneau lui Crainic, uite, îți mai dăm o gamelă, dacă spui că nu este Dumnezeu, pentru că ăla deja, Crainic, avea deja peste 40 de ani, era om serios, și toată viața l-a lucrase pe la marile ziare interbelice, nu? Scrisese despre Dumnezeu, citeau țăranii, citeau domnii, scria versuri, trebuie să... Și făcea versuri și în închisoare, cântat Tudor Gheorghe, niște nu mi-am amintesc acum. El și cu Gir, și cea mai mare poezie temniță, și cu Moldovean. No, și zice, no, și probabil și, nu știu, Trandor, Tabana, dacă o scrisă în închisoare. Și zice, ăsta zice Nichifor Crainic, nu există Dumnezeu, nu există, nu există Dumnezeu. Nu te dădeau. Și oamenii râdeau. Paznicii râdeau, unii oameni mai râdeau, dar ideea e, știi cum e? Toți am râs de Isus la început, mă refer în viața fiecăruia. Omul când se naște, nu poate să primească așa. Sau dacă, și dacă crede. Vine ispita, vine un alt om, Iisus Hristos, ce a murit pe o cruce, ce a fost un fraier. Și dacă ești neînvățat și nu știi ce înseamnă, zici și tu, sau de rușine zici. Dar dacă ajungi să cunoști lucrurile și vezi asta azi, vezi asta mâine, că omul ăla pentru bucată de pâine își neagă tot crezul vieții, stai mă că aici e ceva mai mult. Deci, ce făcea Nichifor Crainic, ca să zicem așa, făceau și paznicii ăia în fața superiorilor lor, superiorii lor făceau în fața superiorilor și toți făceau așa și deci sau altul în fața lui Stalin sau Hruscov, că nu Stalin l-a omorât pe deci. Stalin era deja mort din 53, deci a murit în 65. Cred că nu mai era nici Hruscov, săracul, cred că era Brejnev. Dacă nu greșesc. Oricum, după Hruscov a venit Brejnev și 65, nu știu care dintre ei era. Mai mult ce să zic. No, asta este. Deci a fost operațiunea Iov. Așa s-a numit. Mai e bossul. Emi.